Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La CTV News TV discutăm cu oamenii momentului, iar invitatul meu de astăzi nu are nevoie de nicio prezentare, domnul primar Virgil Chițac, bun venit la CTV News. Mulțumesc frumos de invitație, bună ziua domnule Boioglu, noastră și privitorilor. Domnule primar, este primul interviu, prima emisiune pe care o realizăm după alegeri și vreau așa să facem și un scurt bilanț. Nu vreau să vorbim neapărat despre cifre, ci mai degrabă mi-aduc aminte că în campanie electorală și după ce ați fost anunțat ca potențial câștigător, ne spuneați nouă, constanțenilor, faptul că veți vorbi la un moment dat despre ce s-a întâmplat în campanie. Cum vedeți această campanie electorală? Ei, n-aș vrea să mai vorbesc despre campanie. Așa... asta electorală pentru că nu mi-a plăcut. Este... aș fi vrut ca să avem discuțiile astea substanțiale legate de Constanța ca și oraș, unul din marele orașe ale țării, într-un context dificil, pentru că, din păcate, domnul Boioglu, mandatul meu, care continuă până în 29 octombrie, atunci am depus jurământul, a fost în timpul unor crize de-astea succesive, unele simultane. Vă aduceți aminte că a fost criza pandemică, a fost criza energetică, urmată și de o criză financiară, acum o criză de securitate, pentru că ne afectează războiul din Ucraina. Clar ne-a creat nouă niște frici și văd oamenii care au cunoștință despre domeniu, care totuși se întreabă, domnule, oare noi nu o să fim angrenați cumva? În războiul ăsta, deci în perioada asta de crize, am condus eu și revin acum, poate a fost arboreșent, dar și vreau să avem o discuție substanțială legată de problemele Constanței. Uitați, am și propus la un moment dat, hai domnule să discutăm ce face cu șoseaua de coastă, că este un proiect al orașului și care a trebuit cumva analizat măcar. De ce credeți că n-au fost dezbateri publice pe, eu știu, în campanii organizate? Pentru că de la bun început campania a avut o tentă de-asta negativă. Toți s-au focalizat pe mine, încercând să smulgă voturi din negarea. Negare. Au fost într-o negare totală. Au folosit la un moment dat și un mod necivilizat de adresare în campania electorală, pe care îl pot înțelege că e campanie, dar... În campanie se spune că absolut orice este permis. Este permis dacă când depășește o linie roșie, așa anumite limite, parcă nu te poți prezenta într-o dezbatere publică cu persoana respectivă. Cu unii dintre cei care v-au fost contracandidați sau partidele lor, va trebui să faceți o alianță mai departe în Consiliul Local. Ați început aceste discuții? Sunt într-o fază incipientă de analiză. După cum știți, noi trebuie să avem o majoritate simplă și una calificată. Majoritatea simplă înseamnă din 27, deci trebuie să ai 14 voturi în Consiliul Local ca să treacă marea majoritate a hotărârilor, a propunerilor de hotărâri. Dar există cazuri importante de altfel care țin de patrimoniu, de vânzări, cumpărări, care necesită 2/3. Deci majoritatea calificată, asta înseamnă 19 voturi. În contextul ăsta discutăm. Eu am spus că, cred că după alegeri am spus, că sunt deschis acestei colaborări. Nu discutăm de doctrine politice, de aur, de naționalism, de extremism. Nu. În fond e vorba de o alianță pentru Constanța. Și în afara USR-ului, care cu care am colaborat. Și am experiența asta. V-ați dorit să colaborați mai departe cu ei? Erau 2 ani de zile, domnul Boioglu, 2 ani de zile, cât au avut viceprimar, 2 ani și ceva, dacă nu așa. Dimineața erau la guvernare și după amiază prin studiile de televiziune mă jurau pe mine. Și la un moment dat, domnule, nu puteți să gustați și din mierea puterii și a opoziției că o să faceți diabet și sunt anumite... Vom ajunge, vă aduceți aminte că am spus, dar vă aduceți aminte că vom ajunge la un moment dat că lucrurile nu se vor mai putea întoarce.
Deci mai puțin cu USR, cu care am experiență, asta în rest pot colabora cu toată lumea. Deci spuneți de la început că USR ar fi o posibilitate pe da, care pentru nu că aveți. Avem experiența asta. Și atunci rămâne ce aur. Ce să facem? Să repetăm o experiență eșuată? Rămâne aur pe listă, rămâne PSD. Rămâne aur, rămâne PSD, da. Și de la USR sunt doi, pentru că alianța lor politică s-a destrămat. Și sunt doi consilieri acolo, da? Unul reprezentând pe celălalt reprezentând Forța Dreptei, cu care putem discuta și negocia, dacă este cazul, pe fiecare proiect în parte. Până la urmă, asta e politica, trebuie să negociezi. Asta înseamnă și un posibil viceprimar din partea celor formațiuni. Eu v-ați gândit la cineva anume cu care v-ați plăcea să colaborați? Normal nu, pentru că dacă luăm așa ca ordine, PSD-ul a câștigat politic, au avut cele mai multe voturi la votul politic în Consiliu, da? Ca dovadă că au 8 consilieri. Și atunci ei au dreptul la un viceprimar. PNL-ul e pe locul 2, are dreptul la un viceprimar. Și atunci s-a completat de echipa de viceprimari. Credeți că domnul Săuțean nu va fi acest... În situația dezirabilă a unei colaborări cu PSD. Credeți că domnul Săuțean ar putea să fie acel viceprimar? Cred că da. Cum vedeți o colaborare cu domnia sa? Da, bună. Știți ce se întâmplă? Domnul Săuțean are experiența guvernării. Așa este, a fost viceprimar la... Domnul a fost viceprimar, are experiența guvernării, știe ce înseamnă să-ți asumi responsabilități de administrare și conducerea unui oraș. Dom'le, sunt 300.000 de suflete în orașul ăsta. Și orașul trebuie să funcționeze. Ați purtat o discuție cu domnia sa? Ce v-ar plăcea sau de ce nu v-ar plăcea să se ocupe? Nu, decât la modul general. Nu am ajuns în amănunțime, pentru că vă dați seama, negocierile astea când se vor concretiza, va trebui să fie foarte clar de ce anume se va ocupa domnul Săuțeanu, care vor fi structurile din organigarea primăriei care vor fi în responsabilitate, dar n-am ajuns până acolo, e prea devreme. Domnul Rusu va rămâne viceprimar, vă doriți să rămână? În principiu, da. Constanța are nevoie, spunem noi, și de un city manager. La cine vă gândiți? Deocamdată nu m-am gândit. Are nevoie, dar tot așa. City managerul trebuie gândit în contextul în care avem doi viceprimari, vedem ce responsabilități partajate dăm fiecăruia, vedem ce păstrează primarul. Pentru că așa discutăm, discutăm politic, da? Vrem să facem o alianță, PSD-ul, avem nevoie de voturi, PSD-ul e binevenit, sper să ne înțelegem, pe principii. Și atunci PSD-ul are responsabilități partajate, PNL-ul, primarul trebuie să... Eu nu o să dau niciodată poliția locală, de exemplu, și structurile care sunt în subordinea mea. Personale, normal să fie așa, audit și toate care sunt în subordinea juridicul, da? Și de asemenea partea de buget, partea de finanțe publice, da, astea sunt ale mele. Nici nu pot să fiu primar dacă eu sunt și ordonator de credite, trebuie să semnez pe plăți pe. Restul orice se poate negocia, bineînțeles. Și vedem după aia ce rămâne. Când am rezolvat problema politică și avem majoritate, vedem ce rămâne și în funcție de ceea ce rămâne trebuie să ne gândim la un city manager. Ce se va întâmpla cu doamna Ovanisian? Nu știu, întrebați-o pe dumneavoastră. Vă întreb dumneavoastră, ați vedea o posibilă colaborare? Nu, sub nicio formă. Nici măcar în Consiliu? Nu, eu n-am cum să văd o colaborare cu dumneavoastră în Consiliu, mai ales după evoluția asta. Lipsa asta de a domniei sale din discursul public, pe care nu l-am urmărit, dar mi-a fost adus la cunoștință. Lipsa de argument, depărtarea asta de realitate, pe mine m-a siderat, pur și simplu, și recunosc că de puține ori la vârsta mea mai sunt impresionat negativ, dar în momentul ăsta chiar nu pot colabora. Un contracandidat redutabil a fost și domnul Horia Constantinescu, dacă veți avea un viceprimar redutabil PSD. Redutabil a fost prin perspectiva faptului că a reprezentat un partid redutabil și corect, bine organizat. Credeți că ar putea să fie un bun city manager? V-ați gândit la această opțiune? Nu. Deci nu vedeți o colaborare cu dânsul? Nu. În campanie ați mers braț la braț, umăr la urmă, cu domnul Florin Mitroi. Cum vedeți o colaborare pe viitor cu Consiliul Județean? Sper ca proiectele care sunt în atribuția Consiliului Județean, dar sunt pe
pe teritoriul nostru al municipiului și aici mă refer în mod exact la Muzeul de Istorie Naturală de Arheologie Constanța, mă refer la Teatrul de Vară din Sovejea, mă refer la Teatrul de Vară din Mamaia, care este ale Consiliului Județean. Cred că și tot ce înseamnă complexul la Muzeul de Știință Naturală, Delfinariu și tot ce e acolo, da. Mai departe, cred că trebuie să prindă într-adevăr contur și să se finalizeze. Uitați-vă, vorbim de Piața Ovidiu. E impresia mea. Dacă s-ar restaura, cred că e vorba de restaurare, muzeul, clădirea aceea impunătoare, cred că 40% din tot ceea ce înseamnă, hai să spunem, peisajul, vederea, dacă vreți, a Pieții Ovidiu, ar fi mult mai frumos. Când ajungi acolo și te uiți la clădirea aia, așa o senzație, parcă intri în depresie. De ce crezi că nu s-a întâmplat asta cu... A durat foarte mult, nu-mi dau seama. Deci înțeleg că totuși sunt într-o fază finală, își pun problema unde să mute exponatele astea. A durat foarte mult din cauza procedurilor. Bun. Facem legislația românească de așa manieră încât birocrația e foarte mare, procedurile durează. Am mai spus-o, în România contestația e spor național. Dar chiar și așa, doamne, totuși au trecut ați ani de zile și de când vorbim noi, nu știu, dumneavoastră, poate știți mai bine ca mine, de când vorbim noi de repararea acelei clădiri, de restaurare. Știm că durează procedurile pentru că vedem ce s-a întâmplat la cazinou. Da. Vorbim de ani. Bun, nu. De... Procedurile la cazinou au durat foarte mult timp, într-adevăr. Mm-hmm. Însă din momentul... Dar măcar s-au apucat de treabă. Aici nici nu s-au apucat de treabă. Nu vedem schele ridicate. Aceea situație o văd și la viitorul pavilion expozițional sau ce va fi acolo. O sală polivalentă și așa mai departe, unde s-au oprit lucrările, din păcate. S-au oprit. Acum am înțeles că le-a dat drumul din nou. Știți că sunt la Compania Națională de Investiții. Corect. Acolo e o problemă de finanțare la Compania Națională de Investiții, pentru că necesitățile sunt foarte mari. Și au făcut și eu o analiză în interiorul lor. Ei țin de Ministerul Dezvoltării. Și pot să vă spun că au făcut o, nu știu din interior, au făcut o analiză cât îi costă să închidă toate lucrările care sunt deschise. Nu vorbim de alte lucrări care să le deschidă. Și suma este mult mai mare decât bugetul lor. La stadion ce se întâmplă? Și atunci au trebuit, imediat vă spun, au trebuit să prioritizeze. Uh-huh. Eu sunt fericit că prioritizarea a inclus cazinou. Deci avem toate premizele să credem că în luna noiembrie, anul ăsta, lucrările se vor termina. Apropo de asta, și ajung și la stadion, ne-am făcut și noi treaba noastră, în sensul în care... De exemplu, acum concomitent cu designul interior și cu picturile interioare care se întâmplă la casino, se consolidează zidul de sprijin, acela dinspre mare, și de asemenea se repară terasa. Iar asta este lucrarea pe care ne-am asumat-o noi ca primărie. Atunci când proiectul a fost gândit, s-a partajat ce face CNI-ul și ce face municipalitatea. Și în momentul de față, licitația am făcut-o, lucrarea este acordată, se întâmplă. Deci hai să spunem că noi ca primărie n-am făcut partea noastră. Am dus toate utilitățile acolo, așa acum reparăm și zidul de sprijin și terasa. Se vorbea despre o extindere a zonei din spatele cazinului către mare pentru o eventuală terasă. Nu. Vedeți viabil această variantă? Nu. Dar nu trebuie să văd eu viabil. Se întâmplă proiectul pe care vi l-am spus eu. Deci cazinul rămâne exact în această... Bun, hai să ajungem la stadion. Stadionul, licitația a fost făcută. A fost contestată, tocmai ce vă spuneam. Contestată de cei care au pierdut. Au fost două oferte. O ofertă a fost declarată câștigătoare. Ceilalți au contestat. Contestația s-a dus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Au câștigat ei la Consiliul. Iar CNI-ul n-a acceptat soluția CNSC-ului și au mers în instanță. Și în instanță a câștigat CNI-ul. Da? Lucrul ăsta a durat foarte mult, vă dați seama, e un parcurs întreg care e cronofar. Și în final am ajuns în luna noiembrie, când nu puteau fi semnate contractele, noiembrie anul trecut,
De ce? Pentru că eram sub incidența ordonanței privind cheltuielile publice. Uh-huh. Am intrat în anul acesta, iar anul acesta CNI-ul, ca să poată să semneze contractul cu un câștigător, să ne înțelegem, trebuie să aibă creditele de angajament. Iar Ministerul Finanțelor Publice încă nu le-au dat creditele de angajament. Acum eu bănuiesc de ce se întâmplă lucrul ăsta. Pentru simplu motiv că dacă s-ar fi semnat mai devreme contractul, ar fi început probabil construcția, probabil că anumite lucrări ar fi trebuit decontate, s-ar fi facturat și toți banii ăștia erau plătiți din bugetul de stat, ceea ce greva deficitul bugetar. Știți că aveau vreo deficitul bugetar. Mm-hmm. Însă pe credite de angajament în momentul ăsta, părerea mea este că dacă se semnează și am înțeles că se gândesc să dea credite de angajament cine îi semneze contractul, până când se termină proiectul, se face mobilizare, încep lucrările, deja factura va veni, prima factură va veni pe anul următor, deja ieșim din anul ăsta financiar și intrăm pe 2025. Deci așteptăm să se semneze contractul și să înceapă ei. Ați văzut declarațiile lui Hagi recente referitoare la finanțarea CSM versus Farul? Da. Eu nu vreau să intru... Haideți că vă spun ocole subiectul, dar nu vreau să intru în contradicție, vreau să vă răspund la întrebare. Până la urmă, e așteptată o reacție din partea noastră. Vă spun imediat. Doamne, când am venit aici, când am venit în primărie în 2020, erau sponsorizate printr-un mecanism de acordare a unor granturi echipe. Gen HCM Dobrogea Sud, Farul, care atunci era în divizia B, Farul Fotbal, da? Uh-huh. Nu știu, Tomitani de rugby, tot soiul de echipe. Și lucrul ăsta a însumat vreo 21-22 de milioane de lei. Și am făcut o analiză și am zis, bă, fraților, dar, în primul rând, nu îi mulțumeau pe toți. În al doilea rând, era o procedură care, destul de laborioasă, că munceam așa, cam degeaba. Ceream acte de la respectivele cluburi, pe care după aia le analizam noi în cadrul primăriei și stabilim care e valoarea grantului pe care îl acordăm. După care el, după ce cheltuia banii, trebuia să ne dea acte justificative, da? Unu. Și doi, tot nu-i mulțumeai pe toți. Că nu aveai cum să-i mulțumești pe toți. Trei, eu aveam niște dubii foarte mari asupra eficienței cheltuirii banilor lor, pentru că cei mai mulți se duceau pe salarii. Da. Și atunci am zis, băi, hai să facem un club. Îi luăm pe toți, intră într-un club sportiv municipal, ceea ce au făcut și alții în țara asta, nu inventam noi nimic. Și toată lumea care vrea să intre aici, se cheme CSM Constanța. Atunci am negociat, am discutat cu cei de la Farul. O, ce se aminte că tot atunci au fuzionat și Farul și eu am fost unul dintre cei care am încurajat și m-am afișat în sensul ăsta, am vorbit în sensul ăsta ca viitorul să fuzioneze cu Farul. Și a rămas singură echipă Farul. Uh-huh. Eram un exemplu, pentru că în Cluj, în Craiova, sunt două echipe, pe când aici două echipe fuzionau și păstram una singură, Farul, care e un nume reprezentativ. Ok. Și ajungem și la finanțarea lui Farul. Dom'le, atâta timp cât Farul Constanța este o entitate, o personalitate juridică cu scop patrimonial, adică face business din treaba asta, nu am cum eu să finanțez. Primăria nu are cum să financeze. Pentru că, știu eu, contravine legii privind ajutorul de stat. Da? Iar eu am opinii juridice de la avocați. Am opinie juridică de la Iași, de la primarul Chirica, care asta mi-a spus. Dom'le, atâta timp cât clubul este organizat ca un business, acolo sunt venituri, sunt cheltuieli, există profit, nu? Deci ăsta e un business, nu poți dumneata să dai bani acolo, pentru că, repet, contravine legea ajutorului de stat. Ar exista vreo posibilitate, nu știu, să există, include... Există, numai dacă acest club, Farul Constanța, ar fi o personalitate juridică fără scop patrimonial. Ar fi o organizație, o asociație, o fundație. Uh-huh. N-ar avea scop patrimonial.
și în felul ăsta ai putea să finanțezi după legea 69, legea sportului. Lucrurile sunt simple. Eu știu că dumnealui vrea să fie, vrea finanțare și știu că zice, dom'le, cum se poate în altă părți? Se poate, dar încă o dată nu e business. Este fără scop patrimonial. Dar timp cât ai scop patrimonial, primăria nu poate să intervină. Ați discutat, le-ați recomandat această variantă? Eu le-am dat și domniei sale și domnului Gică Popescu, le-am dat punctele de vedere pe care le-am și despre care v-am vorbit, adinaori. Le-au citit, goma, știu eu, de ce insistă, nu-mi dau seama. Vreau să trecem la un cu totul alt subiect. Au fost alocate fonduri considerabile reabilitării rețelei de termoficare. Sunteți mulțumit de progresele făcute în acest sens până acum? Domnul Bureclu, eu vă spun extrem de sincer. Dacă noi nu ne apucam de rețeaua de termoficare, Raja nu se apuca să schimbe rețeaua de apă și de canalizare, în contextul în care, din calculele mele, și puteți să discutați și domnul profesor, împreună, rețelistica asta subterană, din cauza vechimii de 50, 60, 70 de ani, se pierdea apă. Nu mai vorbesc de agent termic. În cazul termic, apa era încălzită, deci pierdeam și căldură. Dar nu mai apa, era cam de 1000 de tone pe oră. Domnule, orașul ăsta, și o spun, nu din dorința de a impresiona, sau și nici nu vreau să exagerez ca să subliniez, se scufunda la propriu. Deci orașul ăsta se scufunda, asta înțelegeți? Las la o parte faptul că, pe măsură ce trecea timpul, intervențiile erau atât de numeroase, că nu mai puteai să faci față. Treceam din avarie în avarie, aveam apă. Păi vă dau un exemplu, în 2020 au fost 500 de intervenții, numai la rețeaua de termoficare, nu mă refer la apă și de canalizare, rețeaua de termoficare, iar anul ăsta vom avea 100 de intervenții. Și lucrările sunt în desfășurare, că departe de mine de a spune că s-au terminat. Că nu, acum sunt desfășurare, pentru că lucrările sunt foarte ample. Vorbim aici de sute de kilometri de rețea primară și secundară, care trebuie schimbate. Apropo, am semnat astăzi autorizația de demolare în zona unde începem să construim CET-ul. Sunt 3,5 hectare acolo pe care le-am identificat și care sunt incluse în proiect, pe care sunt niște platforme și niște magazii pe care trebuie să le demolăm, că gata, la sfârșitul lunii ne apucăm de ce. Deci nu a fost o mare invenție a mea, am venit eu așa ca un clar văzător și un om care, un mare vizionar, hai domnule să facem termie. Nu, a fost o necesitate. O necesitate izbunătă. Ideea este, sunteți mulțumit de modul în care merg aceste lucrări? Sigur că sunt mulțumit. Sunt mulțumit. Etapa 1 este finalizată, etapa 2 e în curs de finalizare, anul ăsta finalizăm, etapa 3 cred că trebuie să plătim ultimile. Deci, ca să înțelegem ce înseamnă etape, tot sistemul de termie l-am împărțit în etape. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Etapele astea în ordinea prioritizărilor. Primele trei etape sunt reprezintă schimbarea rețelei primare, care duce agent termic de unde? De la CET până la punctele termice. Că de la punctele termice avem rețeaua de distribuție. Agentul termic pleacă către consumatori. Rețeaua asta primară este o rețea de diametre mari, presiuni și temperaturi mari, pentru că duc, respect, agentul termic de la CET la punctele termice, și asta a fost prima care s-a depreciat, s-a corodat, s-a găurit, ca să înțelegem. Și aici erau pierderile cele mai mari, pentru că volumele de apă erau mari, pentru că diametrele erau mari. Și normal că am priorități. Unde intervenim prima dată? Acolo unde avem cele mai mari pierderi, pe rețeaua primară. Și după aia mergem și pe rețeaua secundară. Deci avem cam 6 etape până în momentul ăsta. Avem așa, etapa 1 s-a închis, etapa 2 lucrează Erbașul, e în curs de închidere, etapa 3 trebuie să plătim ultima factură, s-a închis, etapa 4 a început, este finanțată din, astea primele 3 etape au fost finanțate din POR, exercițiul financiar anterior. Etapa 4 este prin Programul Național Termoficare. Am acordat, se lucrează, deci licitația nu numai că a fost acordată, dar contractul a fost acordat, se lucrează. Etapa 5, nu avem finanțare pentru ea încă. Etapa 6, avem finanțare, am și spus despre ea, 50 de milioane, fondul de modernizare al Uniunii Europene, și încercăm și la etapa 5 să găsim finanțarea, fi 50 de milioane. Toate cele 6 etape acoperă toată rețeaua de
de termie din oraș. Când sperați să fie totul gata? Ce tu? Păi el trebuie să fie gata în 2026, pentru că el este pe PNRR. Și rețeaua de distribuție? Pe Programa Național de Rezistență și Redresare și Rezistență. Cred că 3 ani. Acum încolo. O problemă, eu știu, izvorâtă probabil din aceasta, odată cu schimbarea conductelor, drumurile încep să se lase, se fac lucrări, se asfaltează, iar se revine la ele. E vorba, eu știu, de fiecare dată discutăm despre chestia. Pe Lăpușneanu s-a lăsat nimic. Deocamdată. Pe Aurel Vlaicu s-au lăsat deja de 2 ori. Au apărut deja din nou valuri, ca să spunem așa. Pe Aurel Vlaicu lucrează, așa schimbă rețeaua de apă și de canalizare. A lucrat. Se sapă, să nu crede, de fapt nu schimbă, face o nouă rețea, că nu se sapă acolo unde a fost vechea. În paralel. Da, și se scoate și se înlocuiește. Cum se poate așa ceva în ceea ce privește alimentarea cu apă caldă, care însemna să, cum să spun, foarte des să întrerupe apa în oraș. Uh-huh. Nu, e o nouă rețea. Bun, se sapă, se montează tubulatura, se astupă, se așează straturile de piatră, trebuie compactat. Probabil că nu este foarte bine compactat, dar lucrurile nu poate să rămână așa, pentru că vă dați seama că există un standard, pe de altă parte noi, de primăria, prin confort urban, supraveghem ca lucrurile să fie bine și avem întâlniri săptămânale cu Raja. Eu cu... Ce vă spun atunci când ne întrebați, de ce nu arată așa cum ar trebui să arate acele zone unde ați lucrat? Au și ei, ca și noi de altfel, niște contracte cu antreprenori. Unii sunt serioși, alții sunt mai puțin serioși. Că altfel am face noi, dar noi nu avem firma noastră a primăriei sau Raja ca să facă astfel de lucrări, ci numai pentru intervenții. Tocmai de-aia ne întâlnim săptămânal să analizăm toate situațiile astea și să stabilim ce facem în săptămâna următoare și care sunt prioritățile. Totuși, domnul, noi vorbim aici de vreo 100 de milioane de euro pe care Raja le investește, bani europeni, dar și bani de-ai lor, că vin și ei cu o finanțare, le investește în orașul Constanța. Că lucrul ăsta trebuia să se întâmple mai de mult. De pe vremea altei conduceri, aproape că nici nu mai are importanță ce s-a întâmplat în trecut, pentru că tot așa, fără niciun fel de părtinire sau ură. Nu poți să înțelegi de ce s-au extins așa. E cea mai mare companie de apă din țara asta, fără discuție. Dar totuși, ca și Constanțean, zic, dar de ce v-ați dus până în Moldova și n-ați reparat Constanța? Corect. Ei mi-au spus și cred că au dreptate, domnule, de câte ori am vrut să reparăm în Constanța, ni s-a spus de la primărie să nu cumva să-mi deranjați alegătorii. Și cred lucrul ăsta, pentru că lucrările astea sunt un deranj pentru cetățeni. Păi, au trecut alegerile, se apucă acum de lucru? Din punct de vedere, păi s-au apucat și înainte. Uh-huh. Și din punct de vedere politic e un balast. Bun, eu am sperat în mintea mea, am zis, mă, ce să... Tatăl meu a zis, domnule, de ce nu comunicați cu Termia, cu Raja? Zis, bă, ce să comunici? Că până la urmă, la Termie, sapi, dai capacul canivoului la o parte, scoți țeava, o pui alături, vii una nouă și toată lumea vede cum arată țeava veche, cum arată aia nouă. Ce-i de comunicat aici? Toată lumea se întreabă să spun, domnule, dar când mai puteam să mai stăm cu el aici? Știți ce se întâmplă? Da. Oamenii atunci când trec pe lângă un lucru și văd că lucrarea e începută și nu lucrează nimeni acolo cu săptămânile. Nu cred că este cazul. Sunt zone din oraș de genul acesta. Asta e problema. Și atunci asta îi deranjează pe oamenii. La termie vă spun că nu există așa ceva. Un punct nevralgic care a început să vadă cumva lumința de la capătul tunelului este acela al spațiilor verzi din Constanța. A văzut parcuri noi, parcul de la gară, tăbăcărie, care începe să iasă la lumină. Și îl facem și pe cel unde erau galeriile Soveja. Îl așteptăm de an bun deja, da. Da, nu vă aduceți aminte cum era. Acolo era un focar de infecție. Ștefăniță Vodă cu Soveja. Exact. Galerie Soveja. Acolo a fost foarte greu să... Legal. Știu că era un capăt de magazie de biserică sau ceva de genul ăsta în zona respectivă. Acolo lămurim. Trebuie să... Da, facem o reproiectare a zonei alea, să-i împăcăm și pe cei... Și pe doamne, să-i împăcăm și pe ei. Facem o reproiectare în zona aia. Asta e motivul pentru care acum am dat sistare de lucrări. Mm-hmm. Am vorbit și cu proiectanta care e foarte ocupată să ne facă o reproiectare în zona aia. Dar terminăm în toamna asta și Ștefăniță Vodă.
Da, aveți dreptate. Parcul de la gare l-am făcut, Ștefăniță să văd, îl facem. Tăbăcărie a început. Cel de la FAR, tăbăcărie și continuăm și tăbăcărie. Tăbăcărie e pe reparații, dar acolo introducem și, și irigat. Știți, sistemul de irigație, da. Niciodată irigat. Mm-hmm. Da, le continuăm. Mi-am asumat spațiile verzi și cred că sunt bune pentru toți. Și cu siguranță. Pentru deopotrivă copii și seniori, să zicem. Odată schimbăm cu... și mobilierul, ați văzut și sistemul de iluminat, aleile. O să fie un parc frumos. Odată cu un nou mandat, aveți și noi priorități? Continuați proiectele sau, eu știu, v-ați propus ceva frumos, totdeauna mare? Totdeauna când pentru... se termină un mandat și începe altul, sunt niște proiecte aflate în derulare care uh-huh. trebuie să se ducă la bun sfârșit și vă pomeneam de rețelistica asta pe care trebuie să o facem, dar sunt și altele noi care trebuie să înceapă. Deci e clar că reabilitarea bulevardelor într-un ritm pe care ni-l putem permite și din punct de vedere financiar, va trebui să continue. Începem acum și toate proiectele din PNRR pe care le-am contractat, în sensul în care am semnat contractul de finanțare, trebuie să le facem. Suntem condiționați de 2026. Ce vreau să vă spun este că în mandatul acesta nu voi renunța și nu-i nimic de negociat la modelul ăsta economic de investiție în infrastructură. Mm-hmm. Constanța are multe nevoie de investiții în sub. Încă mai are multă nevoie de investiții în infrastructură și lucrul ăsta e benefic și din punct de vedere economic, pentru că eu am mai spus-o în 2021-2024, incluzând aici și Raja și e meritul ei, cel mai mare investitor în orașul Constanța a fost Primăria Constanța. Noi am investit 300 de milioane de euro. Bani investiți în Constanța. Care au creat locuri de muncă nu numai la cei care au lucrat, dar și pe orizontală. Vă dați seama, cei care au avut nevoie de ciment sau de... Nu știu, uitați, și noi le-am furnizat, noi când spun, noi primăria, prin Confort Urban, care avem stație. În mandatul meu avem o nouă stație de asfalt. Le-am furnizat asfalt celor care au fost antreprenori și asfaltul nostru, făcut de noi, este turnat pe bulevardele, aflate în reabilitare. Deci banii ăștia s-au investit aici. Și ca să revin, nu voi negocia lucrul ăsta și voi continua investițiile în infrastructură. Deci, proiectele din PNRR care înseamnă investiții în infrastructură și pentru că, pe care le-am semnat trebuie să le ducem. Și aici vorbim de școli, vorbim de blocuri. Începem și noi, suntem într-o fază destul de avansată de evaluarea ofertelor, să reabilităm blocuri. Blocuri de locuit, de locuință. Vă referiți la reabilitare termică, presupun. Reabilitare termică, da. Dar nu numai termică, e o reabilitare generală, că acolo nu se face numai învelopare și schimbarea tocăriei. Nu, acolo se intră și la schimbarea tuturor instalațiilor care sunt în interior pe casa scării. Dacă au lifturi, se schimbă și lifturile. Sus pe acoperiș se pun panouri radiante sau panouri fotovoltaice. Asta înseamnă că primăria va investi sau și asociațiile vor trebui să vină cu partea de cofinanțare? Nu, pe PNRR asociațiile nu vin cu nimic. Excelent. Sunt vreo 9 blocuri, le-am numărat eu, pe care noi le vom face. Asta va fi un proiect bun și va fi un proiect pilot. Vom învăța și noi cum trebuie să decurgă lucrurile, pentru că o prioritate pentru Constanța este reabilitarea energetică a tuturor blocurilor în oraș. Avem vreo 2000 de blocuri. Sigur că ăsta e un proiect multianual, nu se poate face așa într-un an, doi. Nici nu există finanțele disponibile. Însă, odată făcute astea 9 blocuri, eu cred că multe asociații de proprietari vor dori și ele să li se întâmple lucrul ăsta. Și atunci vom crea un mecanism. Vom ști și noi, vom avea experiență noi la primărie și vom crea și un mecanism de finanțare din bugetul primăriei în funcție de disponibilitățile pe care le avem și printr-un program multianual, în ordinea unor priorități, spre exemplu. Nu știu, aș prioritiza blocurile care sunt la bulevard. Aș prioritiza blocurile care
au cât mai mulți consumatori la rețeaua de energie termică, rețeaua asta pe care o renovăm, da? Și să începem ușor, ușor să acoperim, repet, întregul oraș. E o chestiune care durează în mod evident, da. Încă o dată spun, e o prioritate, așa o văd eu, pentru constanțeni, reabilitarea energetică a tuturor blocurilor. În campanie și înainte au fost discuții legate de o șosea de coastă, de da. o supra-traversare în zona Tomis Aurel Vlaicu. Nu, asta în zona Tomis Aurel Vlaicu există. Cred că am și aprobat în Consiliul Local acum SF-ul, Studiul de Fezabilitate. Este un proiect pe care îl face CNAIRU, dar pe care ni-l dă nouă să-l coordonăm și este din PNRR. Să nu se mai intersecteze Tomisul cu Aurel Vlaicu, să creăm o fluență mai mare a circulației acolo. E nevoie cu siguranță acolo este de așa ceva. Discuție. Păi, decongestionarea traficului, domnul Voioglu, înseamnă o acțiune pe mai multe direcții. Pe una din direcții reprezintă asta. Sensuri unice, pasaje, bulevardele să nu se mai intersecteze, că sunt supra sau subterane. Și parcări, și parcări. Asta, și locuri de parcare. Și da, am înțeles cu locurile de parcare, știu povestea asta, dar mai înseamnă și ceva, înseamnă prioritizarea transportului în comun, printre altele. Da. Ce facem cu parcările, dacă te-am ajutat subiectul ăsta? Stați puțin că începusem cu altceva. A, șoseaua de coastă, da. Șoseaua de coastă, să le puizăm pe asta. Bun. Șoseaua de coastă, așa se întâmplă de obicei. Se întâmplă că dacă un proiect inițiat nu te ții de el și nu-l maturizezi și nu-l duci la bun sfârșit, pe măsură ce trece timpul, el devine din ce în ce mai dificil de aplicat. Și vă dau exemplu acesta al șoselei de coastă. Asta e un bun exemplu. Când a fost el gândit, într-o formă care nu acopera toată coasta, forma inițială ieșea pe undeva pe aici, pe la Eminescu, și se înfigea în Bulevardul Mamaia. Da, măcar și porțiunea asta, puteai să-i spui că e șosea de coastă, a fost abandonat. Acum, ca să poți să faci o șosea de coastă, într-adevăr, trebuie să văzut, și asta facem la primărie, luăm toate documentele inițiale, să vedem în ce fază sunt, să vedem cât mai sunt de valabile. Și trebuie așa, trebuie construit, plecând de aici, făcut întregul proiect, pentru că șoseaua de coastă trebuie să se ducă, nu să iasă aici, trebuie să meargă până aproape de intrarea Mamaia, pe de o parte. Pe de altă parte, apar următoarele două dificultăți, ce s-au adăugat timpului ăsta, când nu s-a întâmplat nimic. Prima dificultate este că taluzul pe care trebuie să se construiască șoseaua de coastă are o problemă de stabilitate. Noi am făcut câteva expertize și în zona, de exemplu, în zona de la Carațalii până Plaja Modern, sunt zone care au probleme din punct de vedere al stabilității. Eu cred că întregul taluz trebuie consolidat, iar pierderea stabilității sau problemele care sunt, n-aș spune o pierdere a stabilității, sunt din cauza acestor pierderi necontrolate și masive de apă, despre care v-am vorbit, prin rețelele subterane, care s-au propagat și au ajuns la taluz. Și din cauza, pe de altă parte, știți că taluzul când s-a făcut, ca și construcție hidrotehnică, existau zone în care aceste ape se scurgeau. Zonele alea au fost colmatate. Apa s-a păstrat în interior și avem probleme cu talus. Deci, prima dificultate o reprezintă faptul că șoseaua de coastă trebuie făcută concomitent sau după ce talusul a fost consolidat. Ori asta este o problemă națională, pentru că talusul aparține statului român prin Ministerul Mediului. Și probabil vorbim de fonduri impresionante. Asta e o problemă. Și a doua problemă care reprezintă de asemenea o dificultate majoră în momentul de față pentru construirea șoselei de coastă, o reprezintă faptul că oricum ai trasa șoseaua de coastă, este imposibil să nu treacă, nu mă întrebați de ce, intuiți, pe terenul care sunt private. Corect. E mai greu că expropierea, că acolo vorbim de business-uri deja. Nu numai de expropiere. Bun, și vorbim expropriere. Și de casă și așa mai departe. Nu numai de expropriere. Nu. Unele terenuri acum sunt în litigii. Pentru că
Apele Române, acum vreo 2 ani de zile, abia de leu, sesizat de Ministerul Mediului, condus de domnul Barna atunci, a zis, băi, fraților, dar de ce sunt anumite terenuri de pe taluz în proprietatea unor privați? Păi știți că au fost retrocedate. Păi de ce au fost retrocedate? Pentru că ele trebuie să aparțină statului român. Ia mergeți voi în instanță și comparați-vă titlurile de proprietate. Și acum suntem în situația în care Apele Române și cu respectivii proprietari particulari își compară titlurile de proprietate în instanță. Păi și dacă șoseaua de coastă trece pe un teren care este într-un litigiu între instanțe, noi ce trebuie să facem? Să așteptăm până când se termină litigiul. Deci ia câte două cauze pentru care șoseaua de coastă, pentru că nu s-a făcut, domnule, la timp. Da? Acum a devenit extrem de dificil de abordat. Consolidarea, repet încă o dată, a taluzului, absolut necesară. Când faci o șosea, trebuie să fie clar că trebuie să stea pe un fundament solid. Și doi, o problemă de legalitate. Deci de asta vă spun. Trebuie făcut o analiză serioasă. Eu nu sunt așa de optimist. Sunt onest cu asta, nu sunt așa de optimist, dar asta nu înseamnă că a priori mă pronunț în defavoare. Un alt proiect care a apărut în spațiul public recent a fost acela al demolării telegondolei și înlocuirii aerii cu un metrou supraterian sau ceva de genul acesta. V-ar plăcea? Domnule, sau cum vedeți această idee? Constat așa un recurs, n-aș spune generalizat, dar masiv așa la dezinformare sau informare proastă a cetățenilor. E bine că le lămurim. Da, asta și pe fondul faptului că parcă s-a diluat așa modul de a gândi critic al cetățenilor, al nostru, al tuturor, mă includ și eu aici. Nu mai avem timp să reflectăm așa, să ne dăm seama dacă ceea ce spune cineva poate fi sau nu poate fi adevărat. Păi cine poate să... Dumneavoastră sunteți om normal, dumneavoastră credeți că eu aș putea vreodată în vreo variantă să demolez? Spune sincer, aș putea să demolez telegondola? Spuneți dumneavoastră. Eu văd ca pe un beneficiu turistic, până la urmă, în primul rând. Haideți că vă spun despre ce e vorba. Dar, în primul rând, trebuie să gândim așa, la macro, să ne dăm seama, să măcar să avem o idee. Doamne, poate fi informația pe care o vehiculează unii adevărată sau nu poate fi adevărată? Bun, și acum să vă spun exact. Noi avem în momentul de față în Constanța, în lucru, 13 documentații urbanistice. Însumând peste 1309 hectare sau ceva de genul ăsta. Și vom adăuga la astea 13 un puz în zona Oil Terminal, unde trebuie să înceapă proiectul Iulius, de vreo 400 de hectare. Un proiect foarte frumos, într-adevăr. Da. Și după asta, încă deci 400 de hectare și acum facem cercetarea de piață pentru puzul ăsta, am semnat fundamentarea și mai adăugăm încă o zonă pe care vrem să o acoperim printr-un puz, limitrof cu Valul Traian, partea vestică a orașului. Și în felul ăsta vom avea aproape toate zonele importate din oraș acoperite cu planuri urbanistice zonale, care sunt niște reglementări foarte puternice, da? Executive. Spre deosebire de PUG, care are un caracter general și normativ, dar general totuși, sau PUD-ul, care are un caracter de detaliu. PUZ-ul are un caracter executor, e puternic. Și în felul ăsta am gândit cu arhitectul, el mi-a propus, că n-am eu de unde să gândesc, să împărțim orașul în zone. Un PUZ este PUZ-ul Mamaia, atribuit unei firme, care firma respectivă vine acum cu o propunere. Arhitectul șef evaluează propunerea, bine, propunere făcută de ei, arhitectul șef evaluează propunerea și ține cont de toate discuțiile care au fost publice, pentru că el a fost dezbatere publică. Și le va trimite opinia lui de arhitect șef, care evident că dacă prostia asta a apărut acolo, noi nu vom accepta așa ceva. Dar mai mult decât atât. După ce se întâmplă treaba asta și arhitectul șef le trimite opinia lor, ei trebuie să insereze observațiile noastre și să vină cu o nouă propunere. Și propunerea aia va fi tot așa dezbătută public. Da? Ea va trece și pe la Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, unde sunt arhitecți, nu sunt eu acolo. Sunt oameni care nu fac parte din primărie, fac parte din orașul ăsta sau din București și care își dau punctul lor de vedere ca și profesioniști. Și de-abia după aia ajunge în Consiliul Local, tot așa, dezbatere publică și va fi votat de Consiliul Local. Cine își poate imagina în contextul ăsta al furcilor ăstora caudine că o trăznaie de asta poate să treacă?
Adică sunt discuții care se fac absolut inutil. Domnule, eu n-am... Nu cred în teoria conspirației, dar nu pot să nu mă gândesc și la faptul că, așa cum vă spuneam, recursul ăsta masiv la dezinformare sau la informare greșită a cetățenilor, pe fondul ăla de care v-am spus, a diluării capacității noastre de a gândi critic, are ca scop de a delegitima ceea ce facem noi la primărie. Mă gândesc, domnule, și la chestiunea asta. Că dacă pui astfel de informații și le... mă rog, se răspundesc peste tot, cred că ăsta este scopul. Astfel de ieșiri publice ale dumneavoastră la emisiunea noastră sau altele, cu siguranță limpezesc apele în situații așa de genul ăsta. Așa este, domnul Băiegu, da. Credeți-mă, ca un om normal, cum să te gândești că Chițar vrea să dea jos toată telegonul ăla? Acum, pe bune, dumneavoastră credeți chestia asta? Ce mi-a plăcut în toată povestea aia a fost o idee, aceea de a înlocui eventual telegondola cu un metrou suprateran care să facă legătura între Năvodari și sudul litoralului. Asta era o idee foarte frumoasă, de altfel. Ideea, bun. Toate ideile sunt frumoase. Ar rezolva și problema traficului, pe de-o parte, parțial, și ar fi și o asta chestie poezia, turistică interesantă. Asta e poezia, dar proza, de la poezie treceam la... Cel că românul s-a născut poet, însă da, proza da, l-a făcut scriitor. Dom'le, dar proza este că trebuie să avem și finanțe pentru așa ceva. Că noi putem gândi orice. Nu? Constanța a fost, nu vă supărați, și iar nu spun cu răutate, a fost orașul proiectelor care s-au vânturat prin fața ochilor noastre, dar s-au realizat vreodată. Păi nu vă spunea, domnule, unul că vă face CET? Nu, ne face, că mă inclu și aici constanțenilor. Altul nu spunea că face stadionul și arenele Halep și tot complex. Păi unde sunt, domnul? De ce nu e CET? Dar de ce nu sunt? Că eu când am venit, vorbiți de stadion. Eu când am venit, am găsit un studiu de prefezabilitate. Atât tot. Da? Un studiu de prefezabilitate. Și am făcut studiu de fezabilitate pentru tot complexul sportiv. M-am dus la CNI și mi-a zis, domnule, costă foarte mult, avem atâția bani. Scoateți de acolo stadionul și cu terenul de antrenament, cu pista de atletism. Păi să nu credeți că scoți așa ca și când, nu știu, scot... scula asta de aici, microfonul ăsta. Nu, a trebuit să fac un alt studiu de fezabilitate, după care m-am dus și am trecut prin toate furcile posibile a Ministerului, prin toate comisiile care m-au întors înapoi. M-au întors pe noi, echipa de lucru și proiectanții în special. În fine, a fost aprobat peste tot, am intrat, o aprobare interministerială, hotărâre de guvern de finanțare, dat la CNI. Păi asta este muncă, nu e... Vorbeam despre parcări și... Apropo de unii care prezintă așa poze și zic, uitați, vedeți, astea sunt pozele. Cu siguranță. Pozele sunt poze, la poze trebuie să ai sursa de finanțare, în primul rând. Păi, bineînțeles, sursa de finanțare, dar arhitecții pot imagina orice fel de proiect, dar proiectul ăla trebuie să fie un proiect tehnic, trebuie să... Vorbeam despre parcări și am mers către șoseaua de coastă. Parcările sunt în continuare o mare problemă în oraș. Sunt. Cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Prioritizând transportul în comun, făcând parcări, cred că câteva mii am făcut și noi prin vopsirea locurilor de asfalt. Nu mai spuneți că vopsire, pentru că dacă... E nevoie de mai mult de supraetajate sau subterane. Sunteți răutăcios, așa. Bun, dar nu, tot nu va rezolva. Știți care este scorul? Scorul e că avem 150.000 de mașini și între 35 și 40.000 de locuri de parcare. Deci lipsesc, hai să zicem, 100.000. Asta înseamnă că trebuie să le punem pe 5 etaje, nu? Păi nu, dar mulțiți cu vreo 30.000, 25.000 de euro. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă vreo 2,5 miliarde? Ar fi finanțări pentru așa ceva? Există surse? Păi domnul Boioglu, vă spun și noastră ce am spus tuturor. Domnule, dacă soluția era să facem parcări pentru toate mașinile, făceau ăștia în Occident înaintea noastră. În Occident, uite că ei n-au făcut. În Occident există parcări. În Occident există, în momentul de față, când noi vorbim în Viena, o treime merg cu transportul în comun, o treime merg cu mașinile lor și o treime cu bicicleta sau cu... sau pe jos. Un nou mandat înseamnă un nou consiliu. Păi de ce credeți dumneavoastră? De ce credeți dumneavoastră că Uniunea Europeană ne-a dat bani pentru bulevardele astea și ne-a specificat banda 1, pe ambele sensuri, trebuie să fie pentru transportul în comun. Și un indicator de calitate pentru banii pe care vi dăm este să crească numărul de călători în transportul comun. De ce credeți dumneavoastră că Uniunea Europeană nu finanțează? Ați văzut un proiect european care să financeze parcări?
Se va întâmpla acel proiect cu rețeaua metropolitană de transport? Eu știu, autobuzele RATC care se mergă la Cumpăna, Valu da, și așa mai departe? Adi transport metropolitan. Da, suntem într-o fază avansată. Trebuie deja să facem organigramă și să angajăm acolo. Vă întreb pentru că s-ar discuta acum de un tren metropolitan. Trebuie să angajăm un expert în transport, un inginer în transport. Da. Uh-huh. Nu. Trenul metropolitan e altceva. Noi ocupăm noi trenul metropolitan... Ministerul Transportului prin zona metropolitană. Dar Adi Transport Metropolitan, da, și e bun și pentru ceea ce vorbim noi, decongestionare. În fiecare zi în Constanța intră din zona metropolitană mașini și ies mașini. Oameni care lucrează în Constanța și după care pleacă acasă. Nu locuiesc în Constanța. E, ca să reducem numărul de intrări și ieșiri după amiază și implicit congestia asta în circulație, am zis că este foarte bine să City Bus-ul să poată să se deplaseze în exteriorul orașului Constanța, pentru că acum, prin lege, nu poate să se deplaseze decât pe raza municipiului. Da. Și dacă va ajunge în primul inel înseamnă Cumpăna, în care gândim, da, el e deschis, Cumpăna, Năvodari, Ovidiu și Valu Traian. Și dacă va ajunge în primul inel și oamenii care stă acolo vor vedea că e mult mai simplu pentru ei să se suie în autobuz, să se ducă la serviciu și să vină înapoi și să lase mașina acasă, atunci am făcut ceva. Pentru că dimineața și după amiază nu mai avea fluxul ăsta pe intrările și ieșiri din oraș. Ăsta este rolul lui Adi Transport Metropolitan. Dar toate primăriile astea de care v-am vorbit trebuie să înțeleagă că și trebuie să participe pecuniar, financiar, la efortul ăsta. Ați găsit înțelegere? Sunt de acord? Păi au semnat în consiliile locale. Nu puteam să constituim, să începem acțiunea asta fără să avem hotărârile de consiliul local ale lor. Ne apropiem de final. Un nou consiliu înseamnă și un nou mod de a ține ședințele de consiliu. Veți ieși din online și veți intra în offline? Da. N-am nicio problemă să intru în offline, dar am încercat toată să intru. Bine, atunci era și campanie, pre-campanie electorală și ați văzut asta ce a ieșit. Nu am nicio problemă să... Nu știu de ce displace sistemul ăsta. Noi suntem câteodată, nu-mi dau seama. Vorbim de digitalizare, ni se umple gura când vorbim de digitalizare, dar nu vrem să facem online. De ce Dumnezeu nu vrea să facem online când are tot dumneavoastră, dacă vreți să intrați, să spuneți ceva, vi se dă voie, domnule, să intrați în online. Și nu trebuie să veniți acolo. Puteți să stați aici. Vă faceți treaba și la ora de intrat și vă spuneți punctul de vedere. Nu trebuie să mai faceți drumul până la primărie, să stați pe acolo. La fel în consiliile locale. Da? Pot să stea în diverse părți. De ce digitalizare? Dar în fine, dacă dorește populația să venim acolo, eu cred că mai mulți doresc pentru circ toată povestea asta. Cu siguranță și ăsta este un aspect. Da, da. La final v-aș întreba ce vă doriți cel mai mult să vedeți realizat în mandatul care urmează? Dom'le, eu n-am ce să mai demonstrez. Eu n-am venit în primăria Constanța să demonstrez ceva. Eu nu mai am ce să demonstrez. Veniți să continuați proiectele, cu siguranță. Eu am venit în primăria Constanța să fac lucruri bune pentru cetățenii și pe Constanța. Și în măsura în care proiectele astea le finalizez și credeți-mă că mă țin de ele și împing lucrurile cât am putut să le, cât pot să le împing și ele se finalizează. Că sunt școli, că sunt bulevarde, că sunt autobuze electrice, că e stadionul, că e cetul. Și când ele vor fi fizic, nu tablou, cum nu vi se arătau dumneavoastră, nu pe hârtie, proiecte pe hârtie și niciodată realizate fizic, eu voi fi foarte mult. Asta îmi doresc. De ce credeți că v-au votat oamenii totuși pentru încă un mandat? De ce m-au votat? V-ați pus întrebarea asta? De ce v-au votat? Cred că în ultimul an de zile s-a schimbat. Așa s-a întâmplat. N-am făcut niciun efort. S-a schimbat foarte mult. Am răsturnat calculele în vot, că un an de zile înainte nu cred că eram un exact, fapt. Nu exact. Eram, în sondaje, în sondaje nu eram prim. Nu stăteam nici rău, dar nu eram prim. Pentru că proiectele au început să aibă conturi și oamenii au văzut, domnule, da, ok, am meritat. Mm-hmm. Am meritat. Vă mai spun ceva și numai la oră. Sau nu vreau. Nu, asta e intenția mea. Decideți nasul dacă m-am lăudat sau nu. Dom'le, vechea administrație erau niște oameni care, să zicem că nu-i așa, aveau experiență la administrație, că fuseseră acolo. Dom'le, vă spun că nici ei nu puteau să împingă proiectele astea atât că le-am împins eu.
Credeți-mă ce vă spun. Nu puteau să-l împingă. Pentru că au fost cu multe erori și putem să discutăm data viitoare și de ce s-au mărit prețurile cu multe erori. A fost necesar de mulți bani, multă finanțare, că lumea nu întreabă, dom'le, dar de unde atâția bani? Când, să nu vă imaginați când am luat din bugetul nostru. Când te uiți pe bugetul nostru, rezerva noastră, după ce iei banii la venituri și după ce îi împarți pe cheltuieli și dai pe funcționare și pe cei nevoie să funcționeze orașul, îți rămân puțin bani. Se vorbește despre ideea că primăria Constanța este aproape de faliment. Este asta o idee adevărată sau nu? Prostie. Adică, financiar vorbind, cum stă primăria Constanța? Nu ne mai lăsați pe toți, că domnule, eu aș interzice oamenii care n-au discernământ sau care vorbesc prostii să spună... Stați bine financiar. Ce înseamnă, să fii în faliment? Să nu poți să-ți achizi datorii. Exact. Asta înseamnă să fii în faliment. În condițiile în care noi avem în momentul de față 100 de milioane de lei de primit de la statul român pe proiecte europene, pentru că în momentul în care am primit o situație de lucrări să o plătim o factură lucrări în oraș, noi n-am făcut cerere de plată la minister să ne dea banii, pentru că oamenii ăștia nu poate să mai continue, n-au disponibilități să continue lucrarea, să stea 6 luni de zile. Am făcut noi plata din banii noștri și am făcut noi cerere de rambursare la minister sau la autoritatea de mediu să ne vină banii. Pentru că noi avem de primit 100 de milioane de lei, asta înseamnă că suntem de la statul român, asta înseamnă că suntem în faliment. Deci respingeți categoric această idee. Într-adevăr, nu mai avem acea disponibilitate financiară pe care o aveam când am venit eu în primărie. Dar noi aveam disponibilitatea aia financiară când a venit eu în primărie, în sensul în care se reportau de la un an la altul mai mulți bani, pentru că nu se făcea nimic. De-aia aveam. Și atunci, dacă nu faci nimic, ai și bani. Ai și bani. Corect. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc pentru discuție. Am depășit cu siguranță termenul, de la subiecte sunt atât de interesante încât vă invit și data viitoare să le continuăm cu mare plăcere. Cu plăcere. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi de la CT News. Nu uitați, emisiunea este difuzată și pe CDTV, televiziunea regională cu cea mai mare acoperire în județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Mitică Raftu din spatele camerei. Până data viitoare vă dorim o zi mai bună!